Brașovenii au remizat 1-1 pe teren propriu cu Târgu Mureș. Ilieș a marcat ambele goluri și în poarta mureșenilor și în propria poartă. Brașovenii au început mai bine meciul cu echipa lui Neluțu Sabău. Majernic a trimis puțin pe lângă poarta lui Dănălache. În partea a doua, brașovenii au deschis scorul din penalti. În minutul 62, Sosa l-a făultat în care o pe Chipciu și a văzut galben. Arbitrul a arătat punctul cu VAR și Ilieș a marcat al patrulea său gol din acest sezon. Același Ilieș a deviat în propria poartă o minge centrată în minutul 72 de Florin Dan. Brașov-Târgu Mureș s-a terminat 1-1. Ambele echipe rămân cu 20 de puncte. Brașovenii sunt pe locul 11, în timp ce echipa lui Neluțu Sabău e pe 13. Păcate din jumătate de ocazie să marcheze golul care, sau de fapt, a fost autogol. Au suferit, cât au putut, au tras de ei și s-au autodepășit. Un punct foarte mare astăzi.